Vedem ultimele secvențe ale acestei prime reprize. Un meci ce părea de unul solist s-a transformat, iată, într-o mare, mare surpriză. Dan Popescu, acum gol! Omrun, 2-0! La probabil una dintre ultimele faze ale acestei partide, un nou contraatac fulgerător al gălățenilor și într-adevăr consternare pe Național Arena. Patronul Stelei nici nu mai are puterea să privească spre teren. Amrun la al doilea său gol în Liga 1. Steaua, Oțelul, 0-2, rezultat bombă, rezultat uluitor pe Național Arena. Dan Popescu centrează perfect, iar Amrun nu-i dă nicio șansă lui Arlauskis, mitraliat portarul Stelei. La acest scor sunt convins că Gâlcă este demis. Cu siguranță că a doua repriză se va juca în careul Oțelului.